make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu Mirel Rădoi. Înainte să începem, v-aș ruga ca de obicei să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă vreți să ne susțineți în continuare seria noastră minunată. Suntem în lupta spre titlu și avem un meci în deplasare foarte greu împotriva celor de la Universitatea Cluj. Trebuie neapărat să ne impunem, îl vom simula, să vedem cum ne vom descurca împotriva lor. Cel mai bun prim 11 aproape este acesta care îl băgăm. Și batem cu 1-0 prin golul lui Marquinhos din minutul 55. Foarte bine asta. Iată un alt meci împotriva celor de la FC Brașov. Am pregătit o altă echipă pentru acest meci. Noutățile noastre din primul 11 sunt Cojocoar în poartă, Robert Vâlceanu și Damian Bugema, dacă vreți. Meci pe teren propriu împotriva celor de la Brașov. Au în ultimele 3 meciuri, vedem aici două înfrângeri și un egal. Ciprian Marica deja deschide scorul în minutul 2. Un transfer atât de reușit acest Ciprian Marica reușește să marcheze și iată-l, în sfârșit marchează și nimeni altul decât Gabi Enache. Iar Gabi Matei, jucătorul nostru, ia galben de la Brașov, marchează și Benker în minutul 45. Marica face dubla în minutul 61, ne desprinde din nou la 2 goluri fața celor de la FC Brașov. Asta este foarte bine, iar Marquinhos intră și face 4-1, o victorie foarte, foarte bună pentru echipa noastră. Damian Bugema ne mulțumește că a reușit și el să joace datorită nouă. Și avem un alt meci împotriva celor de la CSM Seiaj. Lăsăm în poartă pe Cojocaru, îl băgăm însă aici pe Râpă. Va intra Sidric Giugue, Stanciu va ieși, va intra Neagu și în locul lui Vâlceanu Kipciu, iar va intra și Enache aici în locul lui Hamrun Gregorita de. Să vedem ce vom face pentru celor de la CSM Seiaj. Este un meci pe terenul nostru, trebuie să o învingem, să ne impunem și facem asta cu 4-1. O nouă dublă de această dată a lui Enache. Kipciu marchează și el și Ghierme se înscrie pe lista marcatorilor. Suntem la 3 puncte în spatele celor de la Steaua București. Avem un meci împotriva Rapidului în deplasare la Giulești. Va trebui să câștigăm, dacă vom câștiga vom urca pe locul 2 cu 2 puncte avansă față de Astra și doar 6 puncte în spatele celor de la Pandurii Târgu Jiu, echipa de pe primul loc. Va fi foarte bine, așa că trebuie să ne impunem în acest meci. Un meci în care deja am pregătit primul 11, surprizele noastre, dacă vreți, sunt Amrun Bugema și Cojocaru în poartă, așa că să îi dăm drumul să vedem cum ne vom descurca. Aici o pasă bună pentru Kipciu, Kipciu în careu, Kipciu trece frumos, Alex Kipciu centrează pentru Marica, nu se poate Marica! Oi de cap meu! Ce ratare a lui Ciprian Marica cu poarta goală și a mai avut apoi a doua șansă, a dat peste poartă, a dat, este un amintește aici de Tănase al nostru, Tănase al Stelei, de Cristi Tănase. Ce ratare a lui Ciprian Marica! O ocazie uriașă de deschidere a scorului. Din păcate nu am reușit să facem asta. Și iată acum Rapidul încearcă să ne dea replica, dar nu reușește. Asta este Bugema cu o pasă bună la Ghierme. Ghierme întoarce frumos. Ghierme nu rămâne însă la balon. Fundașul nostru stânga Ghierme cu un Bugema foarte bine, a primit de la Varela. Bugema pentru Marquinhos, Marquinhos își prelungește mult balonul, Marquinhos trece, Marquinhos centrează pentru Marica, a fost dar offside la Marica. Ce fază, ce ocazii, Marica a reușit să se revanșeze, adică a băgat mingea în poartă, dar din păcate din offside. Niște ocazii foarte mari, minutul 40, am avut două șanse foarte bune, din păcate. Chiar am băgat și mingea în plasă din câte ați văzut, dar nu s-a validat golul lui Marica. Bugema îl vede foarte bine pe Marquinhos. Marquinhos în flancul stâng, Marquinhos n-a trecut de bord, însă brazilianul, fostul jucător al Oțelului din Galați, Marquinhos centrează, Ghierme pentru Marica, respinge foarte bine Movs și Kipciu greșește acolo, ce greșeală lui Kipciu, dar tot el recuperează și tot el pierde. Aiurea,
Acum pe Lopez Garay cu o pasă la Oriol, bara lui Oriol. Ocazie mare pe final de primă repriză pentru Rapid și era șansa noastră de contraatac oprită de muistul arbitru. Arbitru ăsta muist. 0-0, să mă scuzați acum că m-a enervat, dar totuși oprești contraatacul ăsta promițător, frate, măcar dacă recupereau ei, recuperau în jumătatea lor de teren, știi? Un arbitru de Liga 10-a, ce avem aici în FIFA. Să vedem pe Cerlincă, rămâne la balon acolo, Cerlincă este în fața lui Fernando Varela, reușește să centreze. Dar în brațele lui Cojocaru, Rapidul a fost foarte periculoasă pe finalul primei reprize când a avut acea bară în ultima clipă, dacă vreți, în ultima răsuflare a primei reprize. Și acum, ai de capul meu, nu iese ce-am vrut aici. Într-un 1-2 între Guilherme și Marquinhos, între cei doi brazilieni, avem un flac stâng brazilian la Steaua. Guilherme este brazilian, la fel și Marquinhos. Acum Benson pentru Cerlinca, îl vede bine pe Cerlinca acolo, jucător tânăr Cerlinca al Rapidului. Benson recuperează și pentru același Cerlinca, excelent, recuperează Guilherme. Și o degajare bună, vedem a lui Cojocaru, e contraatacul nostru cu Marica, îl vede excelent aici pe Bugema. Damian Bugema are o tehnică bună, să vedem, centrând excelent la Stanciu, dar balonul este puțin cam în față, Stanciu s-a dus cam în spate. Și așa au respins rapidiștii care au un contraatac, este Edu Oriol. Meciul începe să fie din ce în ce mai încins și joacă foarte ofensiv de la o poartă la alta. Și noi și rapidiștii suntem foarte ofensivi și ne dorim victoria. Ce pasă greșită a sunat asta, aici a arătat ca o preluare greșită, dar am vrut să dau pasă și de asta a ieșit mingea în aut din Guilherme. Iată acum pe Nicolae, Marius Nicolae în prezent la Astra, centrează periculos, balonul este respins cu bine și acum contraatacul nostru cu Iugurta Hamrun în flancul drept, Hamrun trece frumos, rămâne la balon Hamrun, ce cursă frumoasă a algerianului, mingea ajunge cu noroc la Stanciu. Stanciu n-are un control foarte bun aici și asta strică nouă intrat în locul lui Marica Gregori Tadi pentru Guilherme. Șutul este respins în corner. După cum spuneam, Gregori Tadi a intrat în locul lui Marica. Să vedem centrarea lui Kipciu pentru Paul Papă, respinsă de Mov și un șut în blocaj. Vom avea din nou corner. A căzut acolo Paul Papă, poate fi o accidentare, dar se pare că nu este mai bine, din fericire că nu este. Să vedem, de această dată bate Stanciu această lovitură de colț, bara lui, oh my god, este gol Gregori Tade, 1-0, o schimbare inspirată, o nouă schimbare inspirată, Gregori Tade intră în locul lui Marica și marchează. Iată aici avem prima oară o bară și până la urmă a reușit să marcheze la o ezitare a portalului Bucta, o greșeală foarte mare a lui Bucta de care noi am profitat și am reușit să marcăm. Iată, intră și Filipe Teixeira în locul lui Kipciu și Marquinhos, va ieși și el și va intra Cornel Râpă. Marquinhos, ce doamne iartă-mă, a ieșit Hamrun, a intrat Râpă, va urca Enache și Râpă, care face un joc defensiv bun, va trece fundaș dreapta. Deci 1-0, minutul 80, trebuie să luăm cele 3 puncte și în acest meci și dacă le vom lua, va fi foarte bine pentru noi, cum spuneam, vom ajunge cât mai aproape de titlu. Minutul 90, Rapidul este în posesie, dar noi facem un pressing foarte, foarte dur, care nu o lasă pe Rapid să-și facă jocul. Cu toate astea, iată că n-am recuperat. Este Marius Nicolae cu o pasă periculoasă la Rui Miguel și iese Cojocaru. Ocazie mare pe final de meci din nou pentru Rapid, dar Cojocaru a ieșit foarte bine. Victorie cu 1-0 din nou. Omul meciului este Fernando Varela cu o notă de 8. Varela, omul meciului, după faptul că nu am luat gol și asta a fost foarte bine, el ne-a apărat excelent, ne-a ajutat excelent în apărare. Vă dați seama, de aia nu am luat gol. Și primul nostru 11 din acest meci va fi așa, va rămâne Cojocaru în primul 11 deoarece a avut niște meciuri chiar
foarte, foarte bine tânărul portar de 19 ani, care însă nu este în creștere, din păcate nu crește. Dar odată și odată cred eu că își va da el drumul, nu știu cum, nu știu când, dar sper. Să vedem meciul cu CFR Cluj, am urcat așadar pe locul 2, cum spuneam. Să sperăm că ne vom descurca și în această deplasare grea de la CFR. Îmi pare că în tur ne-am încurcat, am făcut 1-1, dacă nu mă înșel, cu echipa din Gruia. Cum Tade, convinge înaltă pentru Marica, în care eu respinge Pop pentru Lopeș, Thiago Lopeș, fundașul dreapta cu experiență bună aici în Gruia. Unul dintre vedetele acestei echipe, dacă vreți, dacă se pot numi așa, Thiago Lopeș, deposedat, cât pe ce se recuperează acolo Teixeira, iar Marica recuperează el, Marica pentru Stanciu, trage puternic Nicușor Stanciu din prima, Mincă reușește să apere și să respingă în corner, batem ușor, vom bate așa cu Hamrun, care trece frumos. Hamrun la urcarea lui Enache în brațele lui Mincă, nu a fost un șut prea puternic, a fost o distanță mare, iar Mincă a reușit să rețină fără probleme șutul lui Gabi Enache. Iar acum pe Ciprian Marica, pasă bună la Stanciu, mai departe la Hamrun primește, este în careu Hamrun are, va centra, da, o face foarte bine și este gol, 1-0, deschidere de scor, Alex Kipciu marchează după o centrare superbă și o foarfecă excepțională, extraordinară. Capitanul nostru, Alex Kipciu, în acest meci, ni se tot schimbă capitanii când Teixeira, când Kipciu, nu prea m-a interesat asta. Iată din nou recuperarea lui Kipciu și o pasă greșită, însă pentru Hamrun. Nu știm să profităm de această ocazie mare, ne puteam desprinde la două goluri dacă eram băieți deștepți, dar nu suntem, ce să facem. Acum Hamrun pentru Marica va obține cornerul, măcar obține ceva. Suntem foarte periculoși la corneruri, știm foarte bine asta. Va bate Ghierme acest corner, este jucător de picior stâng și bate chiar bine! Paul Papp face 2-0! Paul Papp, un jucător cu un joc aerian foarte bun. Avem 3 jucători de temut în jocurile aeriene, aceia sunt Gregory Tade, Varela și cel care a marcat chiar acum Paul Papp, momentul 25. Deja este 2-0 împotriva CFR-ului, suntem într-o formă foarte bună, se pare. Ne descurcăm excelent, ceferiștii nu au replică în fața noastră, se pare. Dar mai este de jucat, trebuie să fim prudenți, nu trebuie să ne culcăm pe ureche acum că avem 2-0 și putem face chiar 3-0 sau 4-0, vom vedea dacă vom mai marca sau nu. Iată-l acum pe Ghierme o pasă printre picioare, dar doar atât, nu a ajuns balonul la destinație, la Gregory Tade. Ghierme din nou, balonul nu este trimis către Tade, nu i-a mai dat drumul Ghierme. Foarte frumos Stanciu pentru Hamrun destul de în spate și pierde mingea în fața lui Tigerson. Hamrun trebuie să recupereze. Haide Hamrun, face un pressing dur Hamrun, Marica și el și recuperează Ciprian Marica. Marica are un control excelent, Marica trage și cade în careu, penalti obținut de Marica, pe care îl va bate, da, iugurta Hamrun, chiar cu el vrea să bat acest penalti. Hamrun, portarul Mincă ghicește colțul, dar iugurta Hamrun trimite foarte bine sus, aproape de vincul, și reușește să marcheze. Iată, 3-0 marchează Hamrun dintr-un penalti obținut de Ciprian Marica. Nu s-a dus pe fentă Mincă, dar șutul lui Hamrun a fost unul foarte, foarte bun. Din nou pe Gregory Tade, împotriva fostei sale echipe. Gregory Tade trece bine, dar Marica nu-i retrimite balonul. Tade însă recuperează. Tade pentru Hamrun! Senzațional, fenomenal! Dubla lui iugurta Hamrun și ce frumos, cu poarta goală, joacă la călcâi iugurta Hamrun. Algerianul joacă în stil brazilian. 4-0, dubla lui Hamrun, a fost asistul lui Tade. O recuperare foarte bună a lui Tade și iugurta Hamrun reușește să marcheze pentru 4-0, reușește să facă și dubla, cum am mai spus. O ploaie de goluri până acum, vedem.
4-0 după 45 de minute, vom avea alte 45 de minute, cine știe ce ne mai așteaptă. Stanciu pierde balonul din control și iese în afara terenului, a repus repede ceferiștii, dar nu știu ce ar mai putea face în acest moment la acest scor. Poate un gol de onoare, este Șanturia, Șanturia, Cojocaru, ce intervenție magnifică are aici Valentin Cojocaru, iată, a încercat să-l învingă la colțul scurt Șanturia pe Cojocaru, acesta reușește să respingă în corner, se duce Hamrun pentru acest contraatac, este o centrare bună, lovitură de cap a lui Negruț, Valentin Cojocaru a reușit să apere foarte bine, cum spuneam, în ultimele meciuri a avut niște intervenții foarte, foarte bune acest portar tânăr și promițător. Iată-l din nou pe Filip Iazvici, Iazvici acolo, șut, nu înțeleg ce rost avea acest șut dezamăgitor al lui Filip Iazvici. Să vedem pe Varela pentru Teixeira, Teixeira mai departe acum la Guilherme, Tade, pierde balonul din control și Suleimani Muniru. Muniru este cel care a marcat, dacă nu mă înșel, golul de 1-1 atunci în acel meci cu CFR Cluj din tur. Nu știu, corectați-mă dacă greșesc cu ceva. Stanciu foarte bine, recuperează Nicușor Stanciu, un jucător excelent, exponențial pentru noi la centru. Jucător care știm că este urmărit. Iată pe Negruț în care un nostru oprit foarte bine. Dar arbitrul dă galben la Enache și penalti pentru CFR Cluj. Să vedem pe Șanturia. Șanturia bate pe jumate. Iată că CFR-ul marchează în această repriză secundă golul de onoare, minutul 88. Cum spuneam, Stanciu este urmărit de Inter Milan și AC Milan. Mi-ar place să te ducă la AC Milan, Nicușor Stanciu, nu știu de ce. Dar mi-ar place și Becali ar avea pe el cam vreo 10 milioane, nu zic că n-ar merita pe bune, adică e un jucător foarte bun Stanciu, respinge foarte bine Guilherme Sitia. 3 minute de prelungire s-au arătat pentru această repriză secundă, cam mult având în vedere scorul și că este o repriză secundă, iată-l pe Paul Pa făcând un hands aici. Dar meciul se încheie, nu au fost lăsate cele 3 minute. Hamrun, omul meciului, Iugurta Hamrun a reușit o dublă foarte, foarte frumoasă. Iugurta Hamrun în formă mare și el. Avem meciul împotriva celor de la Oțelul Galați pe care îl vom simula și pe acesta. Să facem să primul 11, va intra Bugema, Marquinhos, Tade în locul lui Marica. Neagu intră și el și cam atât. Să vedem acum cum ne vom descurca cu acest primul 11 împotriva Oțelului pe terenul nostru propriu. Are în ultimele 3 meciuri 2 victorii și un egal cu Concordia Chiajna. 4-0, dublă Bugema, Tade și Marquinhos sunt cei care au reușit să marcheze. Iată, Fernando Varela ratează următorul meci pentru că este suspendat și este un meci împotriva celor de la Concordia Chiajna. Dar acesta a fost episodul nostru de astăzi, iată, avem 4 puncte în spatele celor de la Pandorii Târgu Jiu. Vă aștept în următorul episod cu videouri și meciuri foarte, foarte decisive, cu multe meciuri grele pentru noi. Sper să ne descurcăm. Acestea fiind spuse, eu am fost Ultra FIFA, rămâneți cu bine și sayonara!